Primăvara și vara anului 1944 au fost poate cele mai dramatice momente din istoria modernă a României. Poporul român plătea pentru grava eroare pe care o comisese guvernul său, intrând în război de partea lui Hitler. Din septembrie 1943, când România începe decis să caute o cale pentru a ieși din război și a se alătura aliaților, și până la 12 septembrie 1944, când a semnat armisticiul cu Rusia, nimic nu întrevedea condițiile capitulării dezastruoase de mai târziu. Winston Churchill declara că în cazul în care statele satelite, ademenite în conflict prin constrângere, vor ajuta la scurtarea războiului și vor întoarce armele împotriva lui Hitler, vor fi lăsate să-și croiască propria soartă și să se întoarcă acasă în marea familie democratică. În martie 1944, trupele rusești trec Nistrul și Armata Roșie ocupă nordul Bucovinei. Sate întregi iau calea pribegiei. Rezistența în fața Puhoiului începe în Bucovina ca o mișcare de nesupunere la ocupație și mai ales la barbaria acestei invazii. Pătimirile unei familii de bucovineni au fost așternute într-un jurnal al Mariei Cenușe din Putna, o femeie de o inteligență ieșită din comun, o vitează, care și-a urmat bărbatul în munți, în închisoare, în anchete, și al cărei unic fiu s-a născut într-o celulă de temniță. Și ca greul pământului. Era în 1944. Toți s-au ținut din noi, au făcut colibii în creierul munților, dar într-o zi vine un pădurar bun prieten cu soțul și îi spune: „Cată și te ascund în gaură de șarpe, ferească Dumnezeu cum te caut, ruș.” Zice soțul: „Dar și eu cu mine, nu știu. Am fost în Rusia, dar n-am făcut niciun rău. Mi-am dat bine seama că și ei sunt oameni și luptă pentru țară din ordin. N-am furat nimic, nu mi-am bătut joc de nimeni, decât am fost și eu tot din ordin trimis în Rusia. Așa este războiul.” Trecem în altă creastă, ajungem între niște stânci grozavi de mari, ne așezăm jos, fac un pic de foc, frigim niște fleci de șerp, le mâncăm goale și nu mai facem 8 zile nici un pic de foc, nu ne mai culcăm de frică să nu ne găsească ruși. După 8 zile mă duc la ceilalți și întreb ce să mai aud din nou. Îmi spun toți că partea noastră de sat a ars toată. Au dat rușă foc. Vai de mine, mi-au ars casa cu toate mândriețele întrânsă. Bărbați și femei, copii și bătrâni își strigă în libertate bucuria și încrederea în viața. Adresându-se la 23 august 1944 pe calea undelor întregii națiuni, regele Mihai spunea: „Primiți-i pe soldații armatei sovietice cu încredere. Națiunile Unite ne-au garantat independența țării și neamestecul în treburile noastre interne.” Românii păreau fericiți, se prefigura o epocă de democrație. Toate regimentele de pe front au primit ordin de încetare a luptei și de retragere din fața ofensivei rusești. Trupele române eliberează întreaga țară fără niciun ajutor sovietic.
Trei luni cât a durat guvernarea mea, decembrie 1944, martie 1945, va dezvălui generalul Nicolae Rădescu, trupele sovietice s-au dedat continuu la jafuri, la asasinate și la arestări. Niciun membru sovietic al Comisiei Aliate de Control, nici reprezentanții diplomatici sovietici n-au luat în considerare plângere și rapoartele oficiale. La împărțirea lumii, România fusese oferită ca pradă cuceritorilor. Acțiunile de luptă ale partizanilor bucovineni care sunt, după dumneavoastră, trăsăturile acestei mișcări de rezistență născute după ocupația sovietică din martie 1944? Primul lucru care ar putea fi evocat este caracterul spontan al acestor inițiative de rezistență care veneau deopotrivă din sânul armatei și din rândurile populației. E vorba de tineri, mai ales elevi de școală, studenți, care au reacționat atunci împotriva invaziei sovietice, înainte chiar ca o soluție să se schițeze pe plan politic. Aceasta este un prim aspect și el prefigurează într-un fel ceea ce avea să se întâmple după aceea, într-un fel mai coerent și mai articulat în restul teritoriului. Bucovina are ceva particular. Bucovina trăise o ruptură dramatică în 1940 și după aceea, deci ea stă sub semnul acestei sfâșieri care a pus-o în alertă în momentul în care trupele sovietice se aruncau asupra trupului României. Eu sunt gravid în luna a patra și nu mai pot rezista la fugă. Mă duc la sora mea în sat, ajung dimineața și la ora 10 sunt arestat. Mă duc și la Rădăuț. Acolo e venită echipa Fulger, mă ia la întrebări unde-i soțul, dar eu foarte hotărâtă, că dacă mor și tot nu-l spun. Zic, păi nu știu. Încep și mă bade, mă usucă și eu tot așa țin tot timpul, că numai nu știu. După ce a văzut că după atâta bătaie numai nu știu, m-a băgat într-o cameră cu bărbați. Erau 20 de bărbați și eu singura femeie între dânșă. Toată ziua mă ține sub pază într-un veșeu, iar noaptea între bărbați tot în picioare, nimeni nu se culcă, tot vinea și scotea la anchetă de 3-4 ori pe noapte, mă ducea la anchetă să spun de soț, eu numai nu știu, nu știu. Până la 7 luni m-au tot bătut, după 7 luni de sarcină, nu m-au bătut, dar își băteau joc tare, mă punea sărac ca vaca, să latru ca câinile, să cânt ca cucoșul, să zbier ca oaia, să nichiez ca cai, să orăcăiesc ca broasca. Dar nici n-au scos nimic din gura mea contra soțului pe care l-am iubit așa de mult. Primul grup de partizan lichidat este grupul lui Vladimir Macoveiciuc, învățător și locotenent în rezervă. Macoveiciuc avea 22 de luptători de elită, printre ei Vasile Motrescu, Gheorghe Motrescu, Vasile Juravle, Arhip Rusu și cei doi fii ai săi, Victor și Silvestru. În septembrie 1945, fiul cel mic, Victor, de 17 ani, mama sa, Domnica și o fată din casă, Marioara Gabor, de 16 ani, sunt arestați. În mașina militară care îi conducea la Câmpul Lung, Marioara Gabor este violată de ostașii ruși și moare câteva ore mai târziu. Victor și mama sa, Domnica, sunt anchetați cu o sălbăticie nemaiîntâlnită.
În toamna anului 1946, la Voitinel, casa în care se adăpostea Macoveiciuc este înconjurată și îi se dă foc. Împușcat în picioare, Vladimir se sinucide. Fiul cel mare, Silvestru, este prins abia în 1947 și condamnat la 25 de ani muncă silnică. Moare într-un accident suspect după eliberarea sa din temniță. Zona în care v-ați născut dumneavoastră în 1944 era în calea asediului sovietic. Ce s-a întâmplat? Care au fost raporturile dintre satele românești și agresorii sovietici? Da. Aceștia au intrat în luna martie 1944 pe un aliniament Straja, Putna, Vicov, Voitinel, Hurjuien, Voivodeasa, Sucevița, în continuare până la Gura Humorului. S-au stabilit pe acest aliniament, iar sus pe Opțela Mare, erau trupele româno-germane. Pe această linie au stat 6 luni. Care era distanța dintre fronturi? 10, 12 și unii locuri 13 km. Ei n-au putut intra în văgăunile respective pentru că erau pline de partizani. Atunci când au intrat rușii, după scurt timp, au dat ordin să se evacueze satele de pe linia lor, în spatele frontului lor. Și oamenii, 6-7 mii de oameni, n-au plecat în evacuare, s-au refugiat în munți, cu familie, cu tot. Odată cu ocuparea Bucovinei de către trupele sovietice și mai cu seamă în momentul când a început ei represiunile, cu evacuarea, cu violuri, cu jafuri, cu tâlhării și cu darea de foc a comunelor. Toate aceste comuni pe care le-am numit eu adineoară, de la linia frontului în sus, au fost arse până la temelie și pomii fructiferi tăiați. Dumitru Crăciun, pădurar, și Grigore Sandu, țăran înstărit, au acționat în Munții Dornei. Lor li s-au alăturat Constantin Candrea, Vasile Rusu, Ion Arnăutu, fost ofițer. În decembrie 1949, prin trădare, sunt prinși în luptele de la Coșna și Găinești. Rețeaua informativă a securității începuse să funcționeze din plin. Mor atunci uciși în luptă Ioan Apostolini, Constantin Todașcă, Aurel Grodiuc, Iacob Galan. Trupurile lor sunt aduse din munți și aruncate pe marginea drumurilor, ca un avertisment pentru cei ce cutezau să susțină rezistența din munți. Ion Arnăutu moare la penitenciarul din Râmnicu Sărat în a 132-a zi de grevă a foamei. A avut sediu acolo la Coșna cu Gavril Olteanu, era șeful Sumanul Negri. Și cum au fost prins, arestat, dus la București, Gavril Olteanu s-a sinucis.
la mincea. Și Botnaraș, care era atunci mare erou comunist din Rusia, fiind din Câmpul Lung, i-a eliberat pe ei să facă propagandă pentru blocul Partidului Democrat, era înainte de alegeri. Iar ei care au făcut parte din Smane Negri și astea erau organizați mai mulți național-țărăniști din Gărzul Umaniu fostele. I-a făcut propagandă, sigur, pentru ochi. După alegeri, bineînțeles, a căutat să-i ridice din nou pentru a-și ispășe pedeapsa, că ei probabil fusese condamnat. Nu știu exact situația. Din organizație făceau parte frații Grigore și Nicanor Chelsoi, părintele Filaret Gămălău, Emilian Forminte, Liviu Catrici, Maria și Ilie Spânu, Ilie și Ana Adochian, Dumitru German, Dumitru Gavrilei. Am fost un dușman a comunismului tot timpul vieții mele. Și ați plătit pentru asta? Da, am plătit bine. Mi se pare că am trăit sute de ani unde am trăit. Vă închipuiți dumneavoastră. În închisoare? În închisoare. 15 ani de închisoare, mi se par 15 viacuri. Sfântul Lăcaș al Rarăului devenise un adăpost pentru luptătorii din munți, așa cum s-a întâmplat cu toate schiturile și mănăstirile Moldovei. Aici s-a ascuns pentru o vreme și monahul Daniil Tudor, poetul Sandu Tudor, cel ce va scrie imn acatist la rugul aprins al Maicii Domnului, operă măiastră a literaturii religioase, compusă în închisoarea Aiudului, rugă sfâșietoare a milioane de români supuși prigoanei bolșevice. Schiturile în această parte de țară au fost și ele locuri în care luptătorii și-au găsit un reazim? Și-au găsit adăpost mult. Eu am găzduit mulți din ăștia
La Schitura Rău? La Schitura Rău. Mulți am găzduit din acești fugari care nu le plăcea comunismul. Ați ținut vreodată o armă în mână? Eu și mai mulți. Dar n-am tras în nimeni cu arma, nici în timpul războiului. Eu n-am tras cu arma în nimeni, pentru că eu am fost radiotelegrafist și am fost cu căștile la urechi, tot timpul, lângă comandanți. Am înțeles că arme ați strâns pentru partizani. Pentru partizani am adunat arme și i-am înarmat mult. Nu este întâmplător, părinte, că aici, în Bucovina, ca și în colțul celălalt de țară, în Banat, au fost primele organizări împotriva puterii sovietice și puterii comuniste. Da, da, pentru da. Că dumneavoastră v-ați născut într-o comună din Bucovina, da. Pentru că știți cum este la suflet un țăran bucovinean. Da. Aș vrea să ne spuneți, prin ce se diferențiază țăranul din partea asta de țară de alți români? Eu i-am cunoscut credincioși și patrioți care au ținut la patria lor. În jurnalul Mariei Cenușe, adevărat letopiseț al suferinței și al rezistenței, este evocat momentul în care Constantin Cenușe s-a predat pentru ca familia lui să nu mai fie prigonită. Iată cuvintele pe care le-a rostit în fața autorității. Domnule colonel, uitați-vă la munții ăștia de jur împrejur, câți copaci au, toți sunt udați cu lacrimi de ale mele și cu sudori. Am fost așa de prigonit că dacă am luat de la cineva o mână de făină, fiind nemâncat de câteva zile, a trebuit să fug în vârful muntelui să fac foc acolo unde nu era apă. Dezbrăcam cămașa și o storceam de sudoare în căldarea de mămăligă și făceam mămăliga și o mâncam de multe ori goală. Grupul lui Constantin Cenușe a fost acuzat de crimă de înaltă trădare și condamnat la muncă silnică pe viață. Constantin Cenușe iese din închisoare în anul 1964. Este găsit spânzurat la câteva zile. Colegii de suferință știu că nu s-a sinucis. Iată o mărturie prețioasă a împrejurărilor în care și-a găsit moartea. Cum este de crezut, doamna Lucia, că acest om care stă 12 ani în munți, din 44 și până prin 52, stă 12 ani în închisoare, suflet cumplit și avem mărturii de la oameni cu care au stat, s-a comportat excepțional, cu un curaj și cu un devotament pentru camarazul lui de celulă, îi servea și îi ajuta la nevoie, la necaz, renunța la porția lui de mâncare, în amărâta porție de mâncare, în amărâta închisoare și îl ajuta pe colegul lui. Vine acasă și la o săptămână să se spânzure? E posibil? Și mai ales când nu era nimeni acasă. Dar eu am o dovadă. Un prieten al lui din Gura Putne mergea la el să-l cheme la o vânătoare să vâneze un căprior ca să se însănătoșeze el, repede, cu carne de vânat. Și într-o duminică, când mergea la el, a văzut o mașină în drum, în fața casei și în casă trei bărbați. Și el s-a întors, că a crezut că iarăși este anchetat. Și s-a întors și a plecat, lasă că o vine o mâine. Și când o vine mâine, loc a se spânzurat familia. M-am gândit și așa și trădare de țară am făcut eu. Doar Botnarașul a fugit înainte de începe război, a fugit în Rusia cu acte, cu tot, că a fost ofițer de cel mai bun ajutantul colonelului. Și s-a dus dincolo și l-au luat, s-a dus, bine cu acte, stai cu noi, informații rușii și să petrece la noi contra lor. Și l-au luat în brațe. Când s-a întors frontul. El a fost pion rus. Pion rus, Botnarașul. Un sat din Moldova îi poartă încă numele lui Botnarașul. Da.
S-a dus și-a trădat țara și-a dus în Rusia, după aceea, când s-a întors frontul înapoi, l-a trimis în țară. Du-te în țară, că noi ajungem și noi discutem mai devine. Și-a venit înapoi în țară și-a pipirul unui gării din ea și l-a găsit, l-a descoperit. Și-a dat 4 ani de zile trădare de țară, așa era trădare de țară mai înainte. Așa, țin minte, și așa am povestit, doar în 14 ani cu general și profesor universitar și inginer și doctor și foști miniștri din toate țările. Dar și tot pot să înveți ceva în 14 ani de zile. Numai n-am avut hârtie să scriu, că eram doctor. Dacă puteam să scriu, da? Da. Da. Și atunci i-au dat 4 ani de zile. Și când am venit și l-au pus, l-au făcut ministru. Păi eu am adus actele rușilor și am dat țării mele pe minim de 25 de ani. Dar nu puteam să cred că așa. Păi că asta un falș așa, de, o spărătoare. Că și ea, pedeapsa de 25 de ani tratare de țară, a rămas până în 53, când a murit Stalin în 53. S-a schimbat, ne-a salvat. Avem dreptul la recurs. Dacă aveți alte probe noi, puteți ieși afară. Pe ziua de 2 august încep durerile serioase de naștere, dar nu spun nimic. Dar eu tot între bărbați, dar dureri de moarte. Toți strigă să mă duc la spital. Vine ofițerul de serviciu, mă duc și pe jos la spital. Eu tare m-am ținut să nu mă vai, dar până la spital am zis, abia pe ziua de 5 august nasc tare, tare greu. Mi-a dat biata moașă cârpe și a putut din spital. Dar copilul bun și sănătos și frumos tare, mă duc și înapoi, dar mă bagă tot între bărbați. Dar nu aveam unde să-l scald. Dimineața când ne scote la program, îmi da voie să spăl cârpe pentru copila și-și mea cu apă rece. Dar copilul Dumnezeu este bun. Când vineam de la program, puneam o cârpă de-a lui ud în sân și o încălzeam pe subsuori și-l ștergeam pe bietul și bunul copil peste tot și era bine și creștea ca din apă. După o lună mă ia la anchetă și mă bate de mă gătește să spun unde-i soțul. Eu tot spun că nu știu de la evacuat, nu știu nimic de el, nici că e viu, nici că e mort. După ce a reușit să scape cu viață din 3-4 încercuiri, șeful grupului de luptători din Munții Călimani, Gavril Vatamaniuc, va fi prins în anul 1955 prin folosirea informațiilor pe care le-a dat sub tortură un om de-a lui, Vasile Mariciuc. 10 ostași și 4 ofițeri au asigurat reușita acțiunii. Securitatea nu uitase confruntarea de la Bâtca Corbului, unde Vatamaniuc și Motrescu împușcaseră 3 ostași într-o confruntare directă sângeroasă cu un batalion de securitate. Prima mare confruntare dintre forțele de securitate și partizanii grupului lui Vatamaniuc Motrescu are loc la Bâtca Corbului. Bordeiul se afla săpat sub Opcina Mare. Un detașament de securitate, condus de locotenentul major Gheorghe Cuciuc, încercuiește zona. În bordei se aflau numai Vasile Motrescu și Gavril Vatamaniuc și nu alți bandiți. La orele 7, când se mijea de ziua, Motrescu, pe post de santinelă, anunță prezența unor trupe de securitate. Conform planului, fiecare se îndepărtează în direcții diferite, la o distanță de 50 de metri de bordei. Securiștii deschid focul fără nicio somație. Nu era o acțiune de scotocire obișnuită, ci era practic un plan de învăluire bine organizat pe o suprafață mare de teren. Ostașii erau însoțiți de un pluton dotat cu câini. Văzându-se în această situație, învinuiții Vatamaniuc Gavril și Motrescu Vasile și-au luat armamentul și muniția pe care o aveau și au plecat în direcții diferite. Ieșind din bordei, Vatamaniuc Gavril a fugit și s-a oprit într-un desiș. Acolo a fost descoperit de câinele Afumatu, care însoțea pe soldatul Vălimăreanu. A tras o rafală de pistol automat asupra soldatului Vălimăreanu Mihai, pe care l-a doborât. După împușcarea ostașului, învinuitul a încercat să fugă, însă fiind prins de picior de către câinele de urmărire Afumatu, a tras o rafală cu pistolul său automat, împușcându-l pe loc, reușind în acest mod să dispară. Aceasta era varianta pronunțată în justiție. Lupta din munți nu-i ca pe front, pe câmp deschis, vine
El trage, eu trag, îl ochez, trag. Lupta în munți, în desișuri, unde trăiau numai mistrețe și lupi și urși. Acolo e cu totul altfel. Acolo am mișcat sau am primit foc, acolo trag. Și care mai iute? Cum a fost cazul cu noi, la Bâta Corbului? Am ieșit, am aplicat metodele noastre. Deși am fost încercuiți complet, au căzut 3 securiști și un câine. Și noi am scăpat, eu cu Mutrescu am scăpat. Ei, acolo iuțala, precizia ochiului și precizia mâinii. Iuțala, extraordinară rapiditate, trebuie mișcare și tragere rapidă. Fracțiuni de secunde, e mult, mult. Și așa că... Spuneți-ne, dar înainte de a avea această confruntare cu ei în desiș, în acel moment în care fiecare trebuia, în fond, în legitimă apărare, să acționeze, până atunci ei au tras, până au încercuit pordeiul? Doamnă, nici nu fugeam dacă nu trageau. Că am crezut, poate că sunt muncitori, deși am auzit niște fluirături suspecte, zic că ăștia e securitate. Zic, dar poate trec pe de la deal, nu vin... Dacă n-a început să tragă, zic, asta e... Și atunci am părăsit noi și ne-am luat drumul nostru și pozițiile noastre care le-am aplicat totdeauna în astfel de situație. Eu am dat de cerc și a trecut pe lângă mine cercul. Doi, unul era cu ochi albaștri, doamnă, la 50 de centimetri, jumătate de metru de mine. Dar eu foloseam terenul la maxim, sub... că am învățat de la vietățile pădurilor. Cum trebuie să te camuflezi și cum trebuie să să folosești terenul. Și ei nu m-au văzut, că eu sunt la picioarele lor, în desiș, sub trunchi de muri, sub cetina unui brădănel stufos. Și a întrebat, s-a oprit la brădănel și a întrebat și oare a căzut ceva. Și nu știu. Și tu iau pe aici, eu iau pe dincoace. Și au plecat pe lângă mine la bordei. Au strâns cercul la bordei și au rămas în spate. Când mă pregăteam să plec, a apărut ăsta cu câinile, pe urmă merg la bordei, m-a luat, că e deja pătrunse la bordei, grupa aia care a intrat prima dată. Și a ajuns la cei doi. Ce până a luat-o? Pe aici n-a trecut. Cum că până aici l-a dus câinile? Pe aici n-a trecut. Atunci a dat drumul la câinii din lesă și a spus, urma, a fumat-o. Și a fumat-o pe urma mea și m-a găsit. Eu odată m-am uitat la fumatul și m-am uitat la el ce face. Aveam o carabină lângă mine, deși depozitul a rămas acolo, ați văzut armele, că aveam pentru 20 de echipatori când îi înarmam. Aveam armament mult. Aveam o carabină și automatul cu mine. Carabina jos și automatul în mână. Și când el a ridicat automatul să pune la ochi, eu am făcut fracțiune de secundă, cu ridicat, cu tras, cu tot și a căzut. Doar eu nu puteam să dau greș, că doar asta mi-a fost de mic copil. Am tras cu armele și la vânătoare și pe front și în armată și noaptea și ziua și eu nu dau greș la... Și au căzut. Am dat să fug când m-a prins de picior. Și am căzut. M-am întors și am tras în câini și am scăpat de câini, acei doi trăgeau. Și ceilalți toți trăgeau. Mătrescu și el, am pușcat doi și a spart cercul. Dar cum a putut împușca? Aici este întrebarea și sunt foarte multe variante. Cum te-a putut împușca Vasile Motrescu cu un ZB? Deodată ei n-au acționat, cei doi ostași? Care să fie explicația? Cum a fost? Că a împușcat doi cu un ZB e foarte posibil, doamnă. Foarte posibil, pentru că avea o rapiditate și el ca și mine la tragere. Ziceai că a tras semi-automat, pac, pac. Ori el manevra. Era formidabil. Dar întrebarea e alta. De ce a tras două cartușe în fiecare câte două cartușe? Asta spune securitatea, că a tras câte două focuri în fiecare. Asta nu mai e. Aici mă depășește. Într-o notă întocmită de Inspectoratul de Securitate al județului Botoșan se precizează. La 18 ianuarie 1955, capitanul Cuciuc, comandantul unui pluton de intervenție, sesizând un foc de armă în zona comunei Sucevița, a pornit în scotocire cu subunitatea sa pe direcția unde a auzit acest zgomot. În mod surprinzător a dat peste bordeiul bandiților, în locul numit Bâtca Corbului, în care, la acea dată, se aflau numai Motrescu și Vatamaniuc. A avut loc un schimb de focuri, în urma cărui fapt, bandiții au reușit să facă o breșe, împușcând mortal 3 ostași.
Vatamaniuc 2 și Motrescu 1. Din mărturiile lui Gavril Vatamaniuc rezultă că Motrescu ar fi împușcat doi ostași și el doar un ostaș și un câine. În bordeiul părăsit de cei doi partizani s-au găsit alături de alimente, arme sau muniție, două caiete de însemnări, o Biblie, o carte de limba română. Textul intitulat Către călăii neamului românesc, semnat partizan Motrescu, arată gradul de disperare al luptătorilor. Familiile lor sunt arestate. Motrescu îi somează pe securiști să-l elibereze pe fratele lui, căruia pe nedrept i-au răpit libertatea. Vasile Motrescu, ultimul partizan din Bucovina, s-a născut la 11 octombrie 1920 în comuna Vicovu de Jos, într-o familie de țărani. Intră din primăvara anului 1944 în componența primelor grupuri de partizani. Din toamna anului 1944 se ascunde de ruși. În 1951 se predă de bunăvoie la securitate. Este lăsat în libertate. Un an mai târziu, securitatea încearcă să-l folosească pentru prinderea grupului de luptători din Făgăraș. Vasile Motrescu își avertizează frații de pericol și îi predă pe securiși partizanilor, continuând lupta. Mai bine să mor în pădure decât la zid. Între anii 1955-1958 stă ascuns în casa familiei Gavril și Valeria Șfichi din comuna Gălănești. Este condamnat la moarte prin trei sentințe și pe capul lui este pus un preț foarte mare. Va fi prins prin trădare. Știați ce vă așteaptă, ce pedeapsă vă așteaptă dacă adăpostiți un fugar din munți? Am știut că dacă îl găsește la noi, am știut că suntem pedepsiți. Totuși nu l-am predat. Cum a fi? Nu l-am predat, pentru că după ce am cunoscut pe Dumnezeu, noi ne putem face, nu putem să facem așa ceva. Să dăm viața unui om în mâna oamenilor care era condamnat la moarte. Că se știe că e condamnat la moarte. Ați spus înainte că prin el l-ați cunoscut pe Dumnezeu. Da, prin el l-am cunoscut pe Dumnezeu. Cum? Cum? Spuneți-mă. Cercetăm cuvântul, cercetăm Biblia. Adică el avea o Biblie și cerceta și ne spune și nouă. Cu el împreună am prezut și noi, adică am cercetat Biblia și am văzut că așa este scris, așa am căutat să îndeplinim cu viața, nu cu gura așa și cu vorbirea. Cu faptele dumneavoastră. Doamna Valeria, ce făcea în acea cămăruță o zi întreagă? Care era viața lui? Ce faceți? Noi nu știm, că nu l-am urmărit ce face. Și ce? Poate mai scrie ceva, dar nu știm. Noi nu-l urmărim. Decât îi dăm mâncare și el mânca și când era ziua și noi încep, mai merge că era o ușă pe partea aceea și ieșea printr-un șopru așa și aici era o ieșire care mire în podul grajdului și mai sta acolo. Și da, altă dată mai când eram toți în casă, vine și stăm de vorbă, el era acolo, noi stăm de vorbă în casă și mai mult discutam despre Cuvântul lui Dumnezeu, nu aveam lucrurile astea. Și da, ne povestea el așa, cum o petrecut, cum o petrecut viața în păduri, cu greutate, cu necazuri, cu suferință. Da. Urmărit de armată, ne povestea. Teatrul Cenușă, în 1958, mâncare la Părău Varniță, pe Putnișoara în sus, i-am dat și, într-adevăr, că am văzut la el Biblia. Eu, după mine, partizanii apelau la Biblie. Biblia era un fel de scut al lor. Era un fel de armă de apărare, mai mult ca pușca. Ei apelau la puterea divină. După o câteva zile de anchetă, așa, mă bag într-o celulă și în celula aceea era îndat peste, cum era întuneric,
M-am uitat așa, mi-a părut că e un urs. Dar era un om în cojoc care era cu lanțuri la picioare și la mâini, stătea într-o poziție așa cu mâinile strânse și mă uita la dânsul și m-a așezat pe patul celălalt de ciment, el era vis-a-vis și m-a uitat, când s-a făcut lumină, mi-a dat seama că-i Motrescu, din descriere, că știam cine-i Motrescu. Un bărbat cu niște ochi ageri, cu un bărbat frumos, cu ochi foarte senini, dar cu o figură destramat complet. Îl întrebi, iată, nu ești din Vico? Zice, da. Dar iată, nu ești consul polonez? Eu eram blond, îmbrăcat bine și grăsus bine. Zic, nu, dar eu sunt român, uite așa, așa, îi spun, uite, am fost prizonier. Când i-am spus că am fost prizonier, parcă i s-a dezghețat inima și mă întreabă, zice, bine, dar cum de ajuns să-i zice? Păi n-am, când am mers cu rușul, nu mi-era, păi și eu n-am mers cu rușul, uite unde am ajuns noi. Noi nică, zic, domnul Vasile, ziceam, da. Ei, și povestind, însă el era așa de trecut într-o depresiune mistică, foarte interesantă. Totul era prin Dumnezeu și tot regreta că a greșit și trebuie păcatele astea. Am greșit că... Și mi-a spus, zice, dar ce ai făcut crimă? Că de apărare ai făcut. Zice, nu, că credința noastră îți cere să nu omori. Sunt cazuri și noi în război, poate eu am omorât oameni, dar ce zice e altă treabă. Dar pe mata ești tot în război cu ăștia ai fost, pentru că noi am pierdut război, noi luptam cu Antichristul. Era în primăvara lui 58, luna 9, pot să-mi aduc aminte, când, în una din zile, un locotenent major împinge pe ușă pe un cetățean îmbrăcat național, cu cămașă lungă, cu ițari, o bundă lungă, legat de mâini și de picioare, slab ca fizic, foarte slab, cu genunchiere la genunchi și zice ofițerul ăsta, locotenent major, uite, Vasilic, te bag aici la un domn cu care să mai discuți, mai ai cu ce-mi discuta. Și scutură mâinile, lanțul era numai de formă, fiind un schelet, verigele cădeau de pe mâinile, așa cădeau și de la picioare la fel, nu țădeau. Brățările care erau, n-aveau nicio rezistență de mică. Și stând cu el așa, am stat câteva zile. Spuneți-ne, auzea în închisoare sunete? Auzea în închisoare plângând. Auzea în închisoare plângând femei. La un moment dat el zice, auzi, asta e mama mea. Și se tulbura foarte mult. Și când auzea așa, se ducea în colț, cădea în genunchi, spunea iarăși rugăciunea și după un timp își revenea. Mai stătea ce mai stătea, auzea cântând, cântece de jale, de așa. A, asta e soția mea. A, și iară îl apuca tulburarea așa și începea și el să plângă. Erau sunete false sau erau într-adevăr voci de femei? Erau într-adevăr voci de femei, da. De la închisoarea femeilor sau... Nu, acolo la Botoșani, în închisoare, pavilioanele închisoare erau paralele și în pavilionul apropiat, pavilionul în care eram noi, era, știu, vreo 4 metri, poate, distanță între unul și în pavilionul vecin, erau aceste femei care plângeau. Să
Dosarul de anchetă privind banda Motrescu-Vatamaniuc, 6 volume, 2886 de file, a fost înaintat Procuraturii Militare Suceava în 29 mai 1956. Deși împușcase doi ostași și condamnarea în acest caz este la moarte, Vatamaniuc scapă de sentința capitală, printr-o bună purtare. Securitatea este clementă cu el pentru că Vatamaniuc își divulgă toată familia. Frații Grigore Ion Nicolae, prietena sa, mama sa, tatăl său, cumnații, obligându-i în confruntări directe să confirme că l-au ajutat cu arme, cu hrană, cu bani. Mă duc la ceilalți și întreb ce să mai aud din nou. Îmi spun toți că partea noastră de sat a ars toată. Au dat rușă foc. Vai de mine, mi-au ars casa cu toate mândriețele întrânsă. Într-o zi mă duce și mă întreabă, tu ești bogată? Zic, da, sunt bogată în sărășie. Zice, dar de ce ai lăsat soțul să lupte contra noastră? Zic, domnule, la mine nu cântă găina, cântă cucoșul. Dar tu știi ce a făcut el? Zic, nu știu. Zice, aici îți vor rămâni oasele. Dacă îl spunea, erai acasă între copiii tăi, dar așa ai să putrezești în celulă. Însă noi suntem mult prea buni. Și am spus dumnealor, eu când m-am cununat cu acest om, nu mi-a pus nimeni ochelari de pânză să nu-l văd. Cât l-am văzut cu ochii, fără ochelari, mi-a fost tare drag. Și nu mi-a pus nimeni nici lanțuri, nici cătușe pe mâini să mă duc forțat la cununie. Așa că nu am putut să-l trădez. Aici stai adevărul. Maria Cenușe a avut mulți prieteni. Din închisoare, Pelena Constantin. Cât am trăit împreună cu ea, mereu era bolnavă. Dureri. Se vedeau urmele. Urme de ce? Pe mâini, cum a fost legată, bătută, schingiuită, știu eu. Se vedeau urmele de cum a rămas încărnat din carne, așa cum a fost legată, chinuită. Această casă a ridicat-o ea? Da, împreună cu fiul ei, cu soțul meu. În ce an au ridicat casa? În 73. Spuneți-ne, când s-a întors din închisoare, aici era locul pârjolit, ars? Tot? Da, sigur că da. Cum arăta? Spuneți-ne în câteva cuvinte. Ruină, nimic, nimic, mai mult pământul gol. Și a avut posibilitatea, bani, să ridice casa? Foarte cum? Greu, foarte greu. Nu era primită nicăieri la lucru. Pe unde putea și ne-a putut o ajutat-o și o construit. Deși s-a soldat cu zeci de mii de destine frânte, lupta din munții Bucovinei a menținut speranța. Speranța că nu este totul pierdut. În 11 iulie 1997, în piața Universității, președintele Statelor Unite recunoștea sacrificiul poporului român pentru libertate. Niciun popor din Europa nu a suferit mai mult represiunea comunistă. Niciun popor nu a plătit un preț mai mare pentru dreptul fundamental de a trăi liber.
Omul acesta era deosebit de ceilalți oameni. Un luptător singuratic, trăind de la 20 de ani la oaltă cu fiarele pădurilor. Le învățase graiul. Ziua vâna și noaptea citea Biblia. Era oaia rătăcită căutându-și părintele, milostiv și iertător. Deseori își găsea culcuși în vizuina mistreților, luându-le căldura adăpostului. În întunericul din Bordei a ținut un jurnal, a scris pe cărți de limba română întâmplările prin care a trecut, bune și rele. Jurnalul aflat în arhivele securității n-a fost cercetat decât de privirile anchetatorilor. Sublinierile le aparțin. Chiar și frate, numele de oameni vor fi descoperite. Erau cei care l-au ajutat cu alimente și informații. Vasile Motrescu a trăit o viață zbuciumată, subminată de îndoieli, adusă deseori în pragul înnebunirii. Și-a plătit neadaptarea cu moartea. Recita tovarășilor săi de suferință testamentul lui Ștefan și lor li se părea atunci că e însuși voievodul. A trăit represiunea violentă, directă, politică. A trăit în pribegie, în țara lui. Opoziția față de regimul comunist se manifesta fățiși în Bucovina acelor ani. Mii de țărani, având arme ascunse în păduri, așteptau din munți semnalul pentru pornirea generală a unei adevărate mișcări de eliberare. Acest semnal mult așteptat era cel care ar fi anunțat venirea americanilor. Între anii 1944 și 1958, cât a stat fugar, Vasile Motrescu a crezut că, în curând, cerul se va înnegri de avioanele americane. În cinstea zilei de 23 august, scria el în jurnal, aștept libertatea. Așteptat-o în zadar. Eu, partizan Motrescu Vasile, sunt executorul testamentului lui Ștefan Vodă. Dacă vrăjmașul vostru vă va strântora prin rușinoase închinări, atunci mai bine treceți prin paloșul lui decât să fiți privitori ai împilării și ticăloșirii țării voastre. Accesul prin Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității la documentele fostei poliții politice a însemnat un uriaș pas înainte în descifrarea unei epoci pline de enigme, rezistența anticomunistă cu arma în mână. Din adevărul dosarelor și din adevărul mărturiilor s-au înfiripat biografii eroice, poveștile unor oameni bravi, s-a putut rescrie istoria. S-a înlăturat astfel impresia generalizată că nu a existat nicio opoziție față de dominația comunistă. Rezistența din munți nu mai poate fi o pată albă în istoria românilor. E o pată care începe să coloreze și... În momentul de față suntem într-o fază în care putem să începem să ne exprimăm pe baza unor dosare, pe baza unor documente, pe baza unor evidențe, nu doar pe baza a ceea ce avem acum 10-15 ani, mi-aduc aminte de începuturile Memorialului Durerii, când cu toții făceam mai mult discutam și încercam dintr-un document mic să încercăm și să citim cât mai mult din el. Cred că în momentul de față sunt create premisele pentru a putea să procedem la o adevărată istorie a rezistenței anticomuniste românești, o rezistență care acum este clar a început încă înainte de 23 august 1944 în Bucovina, care s-a dezvoltat ulterior și care la un moment dat a căpătat o nuanță clar anticomunistă și cei din munți au uitat că sunt regaliști, că sunt țărăniști, că sunt liberali, că au avut legături cu mișcarea legionară, că au fost în frățiile de cruce sau că pur și simplu au fost apolitici. Erau pur și simplu anticomuniști și antisovietici. Era născut în 1920, în octombrie 1920, în comuna Vicovu de Jos, județul Suceava, într-o familie de țărani simpli și trebuie spus că studiile sale nu constau mai mult de 6 clase primare, iar ocupația sa principală până la începutul celui de-al doilea război mondial a fost cea de agricultor. S-a ocupat cu creșterea animalelor și ceva culturi care se practicau în zona lui, în zona de munte, în zona rădăuților acum. Cunoaștem mai puțin despre ceea ce a făcut el în perioada celui de-al doilea război mondial, dar cu siguranță a fost înrolat. După
1944, este, s-a încadrat în, la început în componența primelor grupuri de partizani antisovietici. Unitățile acelea mobile. Da, este vorba de fosta grupare Makoveiciuk, aflată sub protecția comandamentului româno-german din câmpul moldovenesc și instruit la școala din Sadova. În toamna anului 1944 este nevoit, datorită chiar acestei activități, să se ascundă de teama trupelor sovietice, care îl luaseră deja în vizor. Revine apoi în localitatea sa de Baștină, își întemeiază o familie, are și doi copii, își construiește o casă, devine un adevărat gospodar al satului, al localității în care trăia. În primăvara anului 1949 află că este urmărit de securitate pentru acțiunile sale antisovietice din 1944 și se refugiază din nou în pădurile din zona Rădăuciului. Face parte din mai multe grupuri, inițial din grupul condus de Constantin Cenușă, apoi se asociază cu Gavril Vatamaniuc, cu frații Chiraș. Până în 1958 face parte din aceste grupări. De reținut este că după 1955 se desparte de ultima grupare din care face parte, în urma unei acțiuni a soldaților din trupele de securitate, și ajunge la concluzia că e mai bine și mai sigur să lupte de unul singur, să trăiască în rezistența de munți, pentru a nu fi depistat. Securitatea încearcă să-l folosească în unele operațiuni informative și aici poate ar trebui de spus contextul mai larg al acestei acțiuni. Este vorba despre o schimbare în optica securității ca instituție și ca în urma sosirii unor consilieri sovietici la București, în care se pune accentul foarte mult pe infiltrări, pe acțiunile acestea informate, pe diversiuni, pe infiltrarea de agenți sau de informatori acoperiți în grupările de rezistență. Ei, în acest context se încadrează și acțiunea de utilizare a lui Vasile Motrescu ca agent infiltrat. În principal, s-a încercat infiltrarea sa în două grupări din acestea de rezistență anticomuniste, considerate la acel moment ca fiind cele mai periculoase. Este vorba de gruparea Ogoranu și Gavrilă Ogoranu și gruparea, dacă nu mă înșel, Arnăuțoi. Da. Tragedia acestui destin singular în istoria rezistenței repune în discuție o temă mereu actuală. Cine crede că se poate face frate cu dracu până trece puntea, se înșală amarnic. Pentru Motrescu, pactul cu diavolul a fost sursa unor suferințe morale atroce. Securitatea cred că și-a dat seama de la început că are în față un om care, dacă ar fi trecut de plin de partea lui, prin calitățile intelectuale, prin calitățile de om al pădurii, prin cunoștințele care le avea, prin... Era de o inteligență deosebită? Era tocmai lucrul acesta. Era de o inteligență ieșită din comun. Niciodată, tocmai ceea ce mai târziu o să povestesc, ceea ce a făcut să le iau toate de bune, era tocmai această inteligență. Omul acesta spunea despre sine că e țăran, că e muncitor de pădure, că e crescător de animale, țăran dintr-un sat. Ori cunoștințele lui, limba în primul rând, care o folosea, o limbă literară, deosebit de bine cultivată. Prin cunoștințele istorice, cred că i-ar face geloși chiar pe profesorii actuali de istorie. Cunoștea istoria Moldovei, istoria Bucovinei,
în atât de bine și cu atât de multe amănunte și își arăta cunoștințele cu atât de dezvolt și atât de bine, încât omul acesta ar fi fost în stare să țină o prelegere în fața unor studenți într-o aulă universitară. Din anul 1949 se alătură grupului Constantin Cenușe și a Calea Codrilor. Cenușe și Motrescu sunt judecați în lipsă de autoritățile comuniste pentru activitate desfășurată în spatele frontului și condamnați de Tribunalul Militar Iași la câte 31 de ani închisoare fiecare pentru instigare publică, tâlhărie repetată, deținere ilegală de armament. Sentința contrazice constatările dosarului de securitate, care preciza că până în anul 1952 Motrescu nu s-a dedat la jafuri și actele teroare. Așa zisele furturi de la stâni și ocoale silvice erau un fond, procurarea de alimente cu acceptul ciobanilor și al muncitorilor forestieri și cu simularea tirhăriei pentru ca cei ce-l susțineau să nu aibă de suferit. În jurnalul său regăsim primele constatări despre puterea comunistă și abuzurile ei. Comuniștii sunt patrioți fără patrie. În care veac s-a învrednicit țara românească să aibă o armată așa de numeroasă de călăi și de trântori? Eroii în România nu mai există, a trebuit să-i aducă din Rusia. Comuniștii cinstesc memoriile patrioților morți, iar la cei vii le scot ochii. Și poate, presimțind ceea ce se va întâmpla cu propriul lui destin, preschimbat din martir în complice al regimului, spune: cum știu porcii să modifice istoria pe socoteala lor? Motrescu luptă alături de Cenușe până în anul 1951, când se predă de bunăvoie. În tot ce se cunoaște în legătură cu soarta lui Vasile Motrescu, există această frază pe care ar fi rostit-o: decât să fiu împușcat la zid, mai bine mă duc la partizani. În ce moment a spus lucrul acesta? Da, asta mi-a spus în podul Șurias așa: măi, Vasile, te duci tu în pădure, dar pe noi iarni chinuiesc, iar îi vai șamar de capul nostru. Și vorba aceea, zic, că e destul de dramatic. Zice, uite ce, zice, știi care e situația? Eu, zice, am fost un fel de, la securitate, un fel de unealtă oarbă. Și de cât voi fi împușcat la zid, fiindcă probabil, nu mi-a spus-o, dar bănuiesc eu, probabil că angajarea lui în securitate i-a fost cu pistolul, de cât voi fi împușcat la zid, mai bine să fiu împușcat prin păduri. Că oricât moartea în păduri este una, iar la zid este altceva. Momentul predării de bunăvoie la securitate și al semnării angajamentului este pentru Motrescu un moment al prăbușirii. În jurnal se imaginează pe sine în această încleștare hidoasă dintre păcat și virtute. Este o mărturisire care ne aduce în memorie scara virtuților sau scara cerurilor de la mănăstirea Sucevița, cu acel contrast între ordinea blândă a lumii cerești și dezlănțuirea înfricoșătoare a lumii iadului. De această diavolească vămuire a sufletului n-a scăpat nici Motrescu. Este lăsat liber în anul 1951 ca nadă pentru prinderea grupului lui Constant Cenușe. Dincolo de moarte, în jurnalul său, Vasile Motrescu ne lasă, odată cu însemnarea din 12 ianuarie 1953, un tablou al vieții sale de prigoană. M-am sculat când s-a zărit de zi și am făcut mâncare și rugăciunile obișnuite. E frig și toată ziua stau cu picioarele în cenușa caldă din vatra focului și îmi plâng păcatele, croind la planuri și idei care de care mai îndrăsnețe și aproape fără niciun rost, numai ca să-mi treacă timpul. Cad pe gânduri și-mi închipui viața mea, gânduri deșarte, câte nu au trecut prin mine în aproape 4 ani de când nu știu de libertate. Cred că dacă s-ar aduna toate la un loc și să le pot purta în slovă tipărită, aș face o bibliotecă de cărți. Dacă aș aduna truda, necazul, boala, pâinea câștigată noaptea și mâncată cu lacrimi și mare necaz, gândurile care mă frământă din cauza familiei, temnița, lanțurile și cerulele întunecoase de la Făgăraș și Sibiu, moartea pe care am văzut-o cu ochii de atâtea ori, iarna gerul, vara ploile care mi-au băgat boala în oase, declarațiile false pe care le-am dat comuniștilor, faptele de patriotism pe care le-am făcut, sabotajele de la Sibiu și Făgăraș, a treia etapă de prigoană când m-a scăpat Dumnezeu din ghearele comuniștilor, credința în Dumnezeu care a fost arma mea cea mai puternică.
În acești ani de prigoană și viață amară, mângâierea sufletului meu a fost Biblia, de care sunt hotărât să nu mă despart până la sfârșitul zilelor mele. Deși a semnat pactul cu securitatea, Vasile Motrescu nu și-a trădat frații. Până în acești ani, de după anul 1989, maestrii dezinformării lansaseră teoria că Motrescu a fost omul lor. Acest film se vrea un recurs extraordinar în cazul Motrescu. Câteva elemente studiate de noi îi probează nevinovăția. Însemnările din jurnal, caiete confiscate de securitate în anii 1953 și 1955, care vorbesc despre zbuciumul unei conștiințe hăituite și agresate timp de peste un deceniu. Propria lui mărturie cu privire la sabotajele de la Făgăraș și Sibiu. Depoziția lui Ion Gavrilă Ogoranu, liderul în viață al partizanilor din Țara Făgărașului, care deconspiră în acest film necunoscutele operațiunii de infiltrare, cursa în care a fost atras bucovineanul Motrescu și calea prin care s-a salvat pe sine și pe cei din munții Făgărașului destinați morții. O față ascunsă până azi a istoriei mișcărilor de partizani este diversiunea Bande, operă tactică a generalului Nikolski, de altfel regizorul multor scenarii tenebroase construite după tiparul KGB și jucate de actorii securității lui Pantiușa. Începând din anul 1949, pentru a neutraliza rezistența armată din munți, Nikolski, ajutat de colonelul Iacob, încă în viață, și de Constantin Maimuca, construiesc bande false care se infiltrează în grupurile de luptă din Vrancea, din Iași, din Banat, din Făgăraș, le câștigă încrederea și la momentul potrivit, partizanii sunt dați pe mâna securității sau direct lichidați. A fost creat un grup fantomă, inițial din trei agenți ai securității. De partizani. Așa a zis grup de partizani. Așa a zis grup de partizani. Este un grup fantomă care a preluat, a fost denumit după porecla celui care, sau numele de informator al celui care conducea grupul. Este vorba despre Angel Nicolae, care semna notele sale informative ca drept AV Mandea, inițiale AV Mandea. Și grupul de aici a purtat denumirea de grupul Mandea. Acest grup fantomă era inițial format din trei membri, doi studenți din Iași, unul era la agronomie, vorbesc chiar de acest Angel Nicolae, care era socotit și capitanul, șeful acestei grupări, de o moralitate foarte dubioasă, chiar se păstrează în arhivele securității câteva chestiuni despre ce spunea el, că ceream bani de la securitate pentru ca seara să bem prin restaurante, lucru pentru care mă certam cu soția mea, am citit din una din declarațiile lui. De altfel, la dosar se găsesc o multitudine de chitanțe, încasa bani de la securitate regulat, între 10.000, 15.000 de lei la acea perioadă, vorbesc de anul 1951. Și în același timp cerea scutire de frecventarea cursurilor către Ministrul Agriculturii, pentru că invocând unele răni pe care le căpătase în timpul războiului. Dar el avea o viață de noapte foarte consistentă. Celălalt membru al grupului, Vrabie Ioan, era tot un student ieșean, născut în Tutova, fostul județ Tutova. Ambii, și Angel Nicolae și Vrabie Ioan, erau născuți în 1922, deci erau de aceeași vârstă. Vrabie Ioan lucrase o perioadă în gospodăria părinților, după care devenise suboficer în perioada celui de-al doilea război mondial, fusese la vânători de munte, batalionul 7 vânători de munte din Deva. Este trecut în rezervă la finalul celui de-al doilea război mondial și după care în 1947 se oferă voluntar ca informator pentru securitate. Este cel care transmite informații utile securității despre unele grupuri PNC din sudul Moldovei. Al treilea membru al acestei grupări era cel mai bătrân din grupare, este vorba de Boian Ioan. Era născut în 1914, ceilalți doi erau mai tineri și era și cel care ar fi avut dreptul la conducerea grupului, fiind cel mai îndreptățit să conducă acest grup datorită demnităților pe care le avusese în perioada guvernării legionare. Fusese chiar șef al serviciului secret al Poliției Legionare în 1940-1941.
avusese mai multe demnități în această perioadă, pentru care este și arestat și încarcerat la penitenciarul Aiud între 1944 și 1947. Aici este recrutat ca agent și foarte interesant că în rapoartele securității se apreciază activitatea sa ca fiind foarte de bună calitate. Este un element activ, foarte sincer și activ, ca să citesc din acele texte. Acestor trei membri li se asociază, este în această grupare este introdus și Vasile Motrescu. Partizanii lui Ion Gavrilă, elevi, studenți și agricultori, erau în Munții Făgărași din anul 1948. Aveau o puternică susținere populară. Grupul este contactat de falși partizani Mandea în anul 1951. Gavrilă, pe atunci de 22 de ani, căruia îi se spunea moșul pentru înțelepciune și curaj, își sfătuiește tovarășii să fie prudenți. Cei trei partizani nu inspirau încredere. Chiujdea și Hașu și Pop și Metea mai văzuseră ei ciobani care n-aveau stâne, geologi și topografi rătăciți în munți sau turiști care își lăsaseră uniformele în scorburi. Deși este infiltrat în această falsă bandă, menită de a captura grupul Gavrilă sau orice alt grup anticomunist din Făgăraș, Vasile Motrescu are în ultimul moment o tresărire de conștiință. Gavrilă își amintește. Sunt întâmplări din viața aceasta în care să se imprimă cu atâta putere în suflet încât parcă și nuanța de verde, de brad care existau, că aș putea să o descriu pe o știță absolut exact și brazii unde erau și crucea și stâna, mă rog, cu amănunte foarte vizibile pe care altfel nu le rețin. Sunt luni de zile în care n-aș putea să mai spun ce am făcut. Dar atunci, ultimul gând pe care l-am avut, toate întrebările și tot ce s-a întâmplat s-a imprimat cu atâta putere încât numai moartea mai face să le șteargă. Urmărim, paralel cu istoria grupului Mandea, viața lui Motrescu, așa cum s-a scurs pagină cu pagină în jurnal, în atâția ani de prigoană, temniță și captivitate, având ca reazem Biblia. Și poate vom înțelege de ce bucovineanul nu a dus la bun sfârșit misiunea dată de securitate. Poate și pentru că era un creștin adevărat. Își ținea Biblia în rucsac, înfășurat într-o năframă cusută cu flori, pe care o avea de la mama lui. Fiecare noapte mă visez la tata acasă și parcă sunt liber, noaptea, ca în toate nopțile, dorm fără foc, amărât și chinuit de frig. Am împlinit 32 de ani. Toată ziua am căutat lemne pentru bordei. Seara a plecat Y în sat. Peste noapte am visat că în colțul livezii la tata era un steag tricolor în văzduh. Toată noaptea, mereu sunt pe acasă la tata și în sat, hăituit de miliție.
Sub umbra morții, pe stânca goală, în genunchi, în lacrimi, m-am rugat pentru copii, de mila lor și pentru mult iubitul sat. Doar moartea în față m-a privit și a spus că niciodată n-am să ajung să-mi văd copiii și pe iubitul tată. Dar eu am răspuns cu hotărâre, cu fruntea sus, senină, de-o fi să mor și mort mă duc în dulcea Bucovină. Pe la ora 11 au apărut din ceață, în dreptul meu, trei figuri cu armele întinse, în poziție de tragere, propriu zis. Ca să fiu sincer, e că un fior de spaimă, așa cum de groază mi-a intrat, arătau într-adevăr fioroși. Mi-am revenit repede că m-am gândit că dacă cineva ne-ar vedea pe noi, cred că aceeași impresie am fi avut-o. M-am deplasat lângă ei, erau trei. Unul, doi îmbrăcați în haine semi-militare, unul avea un pistol, un Kalashnikov rusesc, altul un pistol, un Mauser de mână, și al treilea, iarăși un pistol rusesc. Al treilea era îmbrăcat în haine bucovinene. Înalt, brunet. Aceștia erau cei trei. Am ieșit în fața lor și ne-a spus, fraților, lăsați armele jos. Uite, eu îmi las pușca mea și ne așezăm pe iarmă și stăm de vorbă. În cât ce am ajuns în fața lor, am observat că bucovineanul trece în spatele meu. Practic m-a deranjat lucrul acesta, pentru că mă simțeam ocolit. Practic eram prizonierul lor. Eu cu arma așezată jos, ei cu armele în mână, ezitau. Între timp au auzit vorbă și studentul Chiuș de Ion, a venit și el aici și a repetat, fraților, lăsați armele jos, să stăm de vorbă. Și nezicând, s-a așezat și el jos, m-am așezat și eu, s-au așezat și ei. Bucovineanul, în momentul când m-am așezat, s-a așezat în spatele meu, atât de aproape de simțeam răsuflarea. Iarăși m-a deranjat lucrul acesta, să-ți fie cineva chiar în spate. Paște petrecut în necaz, sunt disperat și fără nicio nădejde. Trăiesc eu din mila Domnului până se va îndura Dumnezeu și mă va strânge de pe pământul celor vii. Numai eu stau pe pustii și îmi plâng păcatele, singur și fără nicio mângâiere, flămând, trist, deznădăjduit, cu mintea încordată, acuzând și iertând tovarășii de viață și pe toți vrăjmașii sufletului meu. În vârful gruietului pe un fag am găsit scris numele meu, încă din 1944, toamna, de când stam fugar pe aceste meleaguri de frica rușilor. Și atunci am trăit tot greu, dar nu ca acum. Atunci eram prigonit de ruși, acum sunt de frații mei, de români. Da, stau prigonit de frați trădători, care și-au vândut țara și sufletele lor dracilor din Rusia și-au adus țara în suferință. Acum simte și pruncul din fașă că trăiește în raiul bolșevic. Decembrie 1952. A fost chemată soția la securitate și s-a pus în vedere să mă scoată din pădure. S-au purtat foarte câinos cu ea. Sâmbătă am plecat direct acasă la soție. Nu s-a putut să intru măcar în casă. Sunt părăsit de toți. Sunt privit și de ea mai rău decât un străin, din cauza persecuțiilor criminalilor de la securitate. Nu mi-a dat nimic afară de o pâine și m-a trimis unde mă va îndrepta Dumnezeu. Obosit peste măsură, abia târându-mi picioarele, am plecat spre adăpostul de la Arșița Haciungului. În față, ei, cei doi, îmbrăcați în haine semi-militare, nu-și lăsau pistoalele.
Am pus mâna pe pistolul Kalashnikov al lui celui mic, al celui care știam că îi zice păsărică. Și am spus, lasă-l jos, pune-l la ci. Și l-am rugat și pe celălalt. Am încercat să-i prind mâna cu pistolul și a tras-o mai departe, își mușca buza nervos și cu pistolul îl lovea de genunchi, hotărât nervos. După aia mi-am dat seama că, că el ar fi vrut să tragă. Și n-a putut trage pentru că în spatele meu se afla unul de-al lor. Adică Motrescu Vasile. Între timp, nu știu ce hotărâre ar fi luat ei, au auzit și ceilalți că aici e vorbă și au venit și au fluierat să vadă unde suntem, prin ceață nu se vedea. Ce mai e cineva, au tresărit, mai e cineva aici? Da, suntem 5-5 și vin. Atunci a pus și el pistolul jos, cel care era, îi ziceau ei, capitanul. Și am început să vorbim. Au venit și Andrei Hașu, a venit fratele lui Ghiță Hașu și Laurean Hașu, studentul Laurean Hașu. Deci eram 5 și erau 3. Coborând, pasărea asta de care spun, îmi pune, niște întrebări foarte interesante. Zice, ce faceți dumneavoastră că sunteți răniți? Cum vă vindecați? Păi zice, dacă m-am răspuns așa, cam în doi peri, dacă lucrurile nu sunt grave, ne vindecăm și noi cu burieni, cu leacuri locale, ne știm noi. Și dacă e situație gravă, zic, dacă e situație gravă, zic, arestăm un medic și îl ținem cu noi atâta timp cât până se vindecă. Am spus așa o simplă vorbă. Între timp, în spatele nostru, se întâmplă următorul lucru. Bucovineanul care venise și care mergea la urmă, ținea să rămână cu o distanță cât mai mare de ceilalți. Și rămânând cu Ghiță Hașu, Ghița Hașu e țăran din satul Pojorta, de lângă noi, frate cu Andrei Hașu și văr cu Laurean Hașu. Dar nu mai este Ghiță Hașu. Nu mai este. Și la un moment dat îi spune, frățiorilor, sunteți înconjurați, vânduți și înconjurați. Ghița Hașu n-a mai așteptat altă lămurire, ce a coborât pe lângă noi. În trecere pe lângă mine m-a atins cu cotul semnificativ. Între timp ajunsesem la apa Zârnei. Peste apă era un brad, îl văd, un brad căzut, cepuros, care servea de punte. Apa era mare la vremea respectivă, o treceai greu prin vad. Și, bineînțeles, trebuia să te dezbraci ca să nu te uzi. Și am trecut pe brad. El a trecut întâi. Și cât și-a ajuns capitanul dincolo, i-a pus mâna pe pistol și l-a dezarmat. În momentul când am văzut mișcarea pe care o face Ghiță, am făcut și noi același lucru. L-am dezarmat imediat pe pasărea asta și m-am întors la Motrescu și am făcut același lucru. Arunca arma jos. O aruncase, arma jos. A venit Ghiță și a spus, el ne-a salvat, adică Vasile Motrescu. Este clar că Vasile Motrescu a avut rolul fundamental în această dejucare a planurilor securității. El este cel care, în momentul în care toți membrii grupării Mandea și grupării Ogoreanu se îndreptau spre cabana unde li se pregătea, de fapt, acea mâncare toxică otrăvită, este cel care îi sesizează unuia dintre membrii grupării Ogoreanu că sunt trădați și sunt în pericol de a fi prinși sau omorâți de către securitate. Sunt mai multe variante
a ceea ce, cum a spus Vasile Mătrescu celor din grupare, este o variantă a lui Gavrilo Ogoranu, care spune că ar fi exclamat Vasile Mătrescu: frățiorilor, sunteți vânduți și înconjurați, citez. Mai există o variantă pe care o spune la interogatoriu Ion Chiujdea, că ar fi strigat Vasile Mătrescu: tâlharilor, vreți să-i vindeți pe românii ăștia? O altă variantă este cea pe care o spune H. Laurian, și el tot în interogatoriu la securitate spune că, aruncând ochii înapoi, am văzut cum unul, e vorba de Mătrescu, ținea pistolul său luat de la unul dintre cei din gruparea Mandea, avea pistolul îndreptat către capitan, către Anghel Nicolae. Și spune, strigând, chiar îl redă cum a strigat Mătrescu: tâlharilor, ați vrut să vindeți sânge de om? Iată că mai există și o a patra versiune, H. Gheorghe. Spune totodată că pe drum spre Boian, bucovineanul i-a șoptit lui Andrei Hașu și Gavrilă că suntem vânduți, deoarece ei sunt agenți ai securității. Tâlharilor, nu vreau să vând pe frații mei români. Sunt câteva din perspectivele pe care mi le oferă cei. E vorba de memoriile lui Gavrilo Ogoranu, inițial, și interogatoriile pe care ceilalți membri ai grupării Ogoranu le-au dat la securitate. Ce te-ai gândit să faci, l-au întrebat. Întoarce-te în Bucovina, acolo te vei putea ascunde mai bine. Voi nu mă cunoașteți, Dumnezeu mă cunoaște mai bine. După câteva zile, Vasile Mătrescu lasă într-o poiană bocancii, pușca și cartușiera. Localnicii din satul Berevoi s-au mirat văzând un bucovirean desculț mergând pe drumul pădurii. Știți foarte bine că imediat după 1944 circula foarte de o manieră pregnantă acest von al venirii americanilor. Sunt foarte multe documente pe măsură ce și arhivele securității își ridică perdele, se găsim zilnic astfel de documente și foarte mulți oameni au crezut că ocupația sovietică este o problemă de timp, un an, doi, trei, mai întâi toate speranțele s-au legat de Truman, de bomba atomică, s-a văzut după conferința de pace din februarie 47 de la Paris că lucrurile nu stau chiar așa. Comuniștii au fost cei care au desființat partidele istorice, au impus Republica, dar totuși, în momentul în care la Casa Albă a venit președintele Eisenhower, iarăși a fost un nou val în care românii, și nu numai românii, și alte popoare din Est, sperau că vor veni americani și o să spânzure Golanii, ca să citesc dintr-un document. Iar chiar Eisenhower era poretit fierarul. Și cei din închisori, care făceau temniță politică, chiar spuneau că va veni fierarul și va tăia zăbrelele de la închisori. A venit însă acel moment, 1956, Ungaria, și Monica Lovinescu spune foarte frumos în memoriile sale că atunci ne-am dat seama cu toții că venirea americanilor este doar o iluzie, și cei din țară și cei din afară. Ori, în tot acest interval s-a derulat s-au derulat ultimii ani ai acestui destin zbuciumat care a fost Vasile Mătrescu. Din punctul meu de vedere, Vasile Mătrescu este un erou numai și datorită zbuciumului prin care a trecut. Reconstituirea locului în care Vasile Mătrescu a fost prins prin trădare în ianuarie 1958, Comuna Gălănești, Casa Valeriei și a lui Gavril Sfichi. Cu Gavril Sfichi fusese camarad pe frontul de Est. Valeria Sfichi spune și azi că Vasile Mătrescu se purta ca un sfânt. A trăit 2 ani într-o încăpere scundă, fără ferestre, zidit într-o viață de pusnic. Frica securității de Mătrescu răzbate și din aceste schițe. Orice ieșire, orice drum, orice parte a gospodăriei puteau fi o portiță de scăpare pentru bandit. Dar n-au fost. Banditul sufletește era răpus. După ce voi muri, mă voi odihni. Voi scăpa de asupritori și de toate necazurile. Cu acestea mă mângâi. Cred că este un erou tragic al rezistenței anticomuniste. În ce sens? Inițial a crezut în promisiunile securității. A crezut, ca om de cuvânt ce era, că și cei din conducerea
aparatului de stat regional, se vor ține de cuvânt în momentul în care el își oferea acele servicii. Era nevoit trebuie să înțelegem contextul în care el a acționat, absolut. Este un personaj extrem de interesant al rezistenței anticomuniste. În ce sens? Chiar unii dintre cei cu care a colaborat, chiar și Gavrilo Oranu, îi recunosc un, deși avea 6 clase primare, îi recunosc un limbaj ales, îi recunosc faptul că avea un bagaj de cunoștințe destul de impresionant și faptul că el a lăsat un jurnal destul de consistent, o serie de poezii, poeme, noi încercăm astăzi să publicăm câteva dintre ele, toate acestea dovedesc că era un autodidact și că prin asta a impresionat, că reușea întotdeauna să-și însușească. Chiar am găsit unele fragmente în care își exersa limbile străine, limba franceză, limba engleză, așa cum era în rezistență, munții Bucovinei, în diverse anotimpuri, în condiții extrem de. A avut clar în el și în cei care au rezistat în munți niște dușmani. Eu am avut un prieten foarte adevărat, un fost deținut politic pe care Dumnezeu l-a chemat aproape de el acum câțiva ani, care îmi povestea cum s-a predat. Deci fusese arestat de securitate, fiind un om înalt, florit, tânăr, în momentul în care a rămas singur cu ofițerul anchetator, i-a tras doi pumni ofițerului, ăla a căzut jos, a spart geamul, a sărit de la etajul 2 de la securitatea din ea și a fugit în munți. Știți cum s-a predat? În momentul în care mama lui a fost arestată și bătută. Deci, securitatea mergea. În acei ani, în primii ani, vorbim aici de perioada 48 până prin anii 60, mergea pe aceste mijloace care erau mijloacele sovietice ale NKVD-ului. Să nu uităm că șeful, primul șef al securității, Gheorghe Pintilie, nu era Gheorghe Pintilie de rup, era Pantiușa Vodnarenco toată ziua. Și erau metodele pe care le folosise și Stalin și nu aveau niciun fel de scrupule. Din această cauză, faptul că vom găsi în anumite documente din anii 48, 49, 50, că mama sau fiul sau nu știu ce, membru al unei familii, o rudă, a fost nevoită să dea o anumită declarație, nu ne poate da niciun moment dreptul să spunem că acel om a colaborat cu securitatea. El era în mod clar una din victimele securității. Cei care colaborau cu securitatea în momentul acela, pe lângă cei care făceau parte efectivă, erau organele de partid. Din această cauză și atacurile pe care le făceau grupele de partizani, acele bande cum apar în documentele securității, erau îndreptate mai ales împotriva organizațiilor de partid, a primăriilor, unde puteau și ei, pentru că pe măsură ce timpul trecea și armamentul de care dispuneau era tot mai împuținat și resursele erau tot mai mici și el nu era tot mai mic. În adăpostul de pe Opcina Mare, Motrescu visa la o casă a lui. A desenat-o colț cu colț, șindrilă cu șindrilă, pridvorul, camera copiilor, dormitorul, liliacul, șura, grajdul. N-a apucat să-și o mai ridice. N-a murit nici în pădure, cum a visat el. A murit la zid, cum au vrut temuții săi adversari. 60 de persoane care l-au susținut pe Vasile Motrescu, dintre care mamă, frați, surori, rude, au primit aproape 700 de ani de închisoare, întreaga avere confiscată și uneori un supliment de domiciliu obligatoriu.
Revoluția nu le-a adus alinarea sperată. Să ne mai mirăm că ei refuză să-și amintească? Administrația comunistă, cu marile ei abuzuri, a rămas în memoria lor atotputernică. Cremenea din codrii cu veciorelnice poieni, va să-nălzană praznic și aspri asemenea uraganului carpatin făgărășeni. Adânc în morminte, străbunii se zbat și ne cheamă, n-au liniște morții acestui popor. Chemarea dreptății răsună din turnic de aramă și-o poartă și munții în freamătul lor. Chemarea dreptății răsună din turnic de aramă și-o poartă și munții în freamătul lor. Unii scuțoși ce ce vor să moară libertate, cu toții vom porni, în dușman vom lovi, vom frânge zborobia lor, când neamul întreg se va trezi din somnul cel de moarte. Carpatin, făgărași, veniți, loviți în cei ce au ucis și pângăresc altar și neamul românesc. Carpi adus au obida și jacul în țară, ne doară avutul și graiul curat. Noi furăm și sobos și drept și la noi și afară, ei lege și datini au sucru mari. Părinții și frații ne zacazi în lanțuri amare, copii și neveste rămas au găsit. Ne-au fost pângărite străbunele noastre altare, noi nu știm ce-i duși au murit sau sunt vii. Ne-au fost pângărite străbunele noastre altare, noi nu știm ce-i duși au murit sau sunt vii. Aș vrea să fac o precizare. Vor vorbi în acest ciclu al memorialului consacrat rezistenței armate din munții Făgărași, oameni care au mari merite, care au luptat în munți sau care, în nenumărate forme, în satele copilăriei mele,
au sprijinit această rezistență. Eu nu am niciun merit. Decât acela, dacă acesta poate fi considerat un merit, de a nu fi insensibil față de meritele lor. Sunt convins că rezistența armată din munți reprezintă un capitol impresionant de demnitate românească și sunt mândru ca român că atâția români au fost în stare să pună libertatea deasupra vieții în plină teroare. Perioada comunistă a însemnat o adevărată dramă istorică pentru acest colț din regatul României, cu o veche tradiție de împotrivire la tiranie, cu o viață nealterată, asemenea crestelor alpine. Un voievodat pe timpul lui Radu Negru, în secolul al XIII-lea, o țară în veacurile următoare, un județ, un district, un comitat făcând parte din Marele Principat al Transilvaniei. Făgărașul a devenit de nerecunoscut în 5 decenii de guvernare comunistă. I s-au otrăvit aerul curat, i s-au furat apele, i-au fost modificate hărțile. Cred că se face un act de dreptate prezentând acești oameni în adevărata lumină, pentru că ei au intrat în conștiința contemporanilor ca bandiți și este extraordinar de trist că nu s-a făcut prea mult pentru a se repara această imagine. Pentru că eu cred că un popor care nu-și respectă și nu-și cinstește eroii și martirii, își pierde dreptul moral de a exista. Un alt aspect, cred eu, că este cel al fenomenului de masă. Deci populația în întregime s-a opus comunismului. Chiar cei din satul meu, deci toți bărbații au fugit în 52 în munți pentru a evita colectivizarea forțată a regiunii. Deci acești oameni s-au sprijinit pe populația, pe populația locală, altfel n-ar fi existat. Pentru eroica sa nesupunere, Făgărașul a fost pedepsit, marginalizat și proscris. Această nedreptate istorică încă nu a fost reparată. De cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Atunci când pornești la o luptă, desigur te gândești la o victorie pentru un țel, să le realizezi. Ori, pe parcursul luptei atunci, se poate întâmpla să-ți dai seama că nu vei fi tu cel care va apuca victoria, vei ajunge la victorie, sau poate nu va fi victorie deloc. Dar mai rămâne totuși ceva, rămâne sentimentul datoriei. Atunci când nu mai crezi, când vezi că nu mai poți învinge, ești. Trebuie să stai luptând, că ți-ești dator, așa cum a spus și poetul. Securitatea înregistrează încă din anul 1948 existența grupurilor înarmate din munți. Harta e plină de bande. Se conturează ca fiind extrem de periculoase nucleele de rezistență din munții Severinului și ai Cernei, conduse de avocatul Spiru Blănaru, colonelul Ionuță și Gheorghe Ionescu. În munții Apuseni, grupul Capotă de Jeu, grupul Teodor Șușman și grupul Dabija Macavei de pe Muntele Mare.
Grupul din Munții Mușelului, condus de frații Petre și Toma Arnăuțoiu și colonelul Gheorghe Arsenescu. Firește pe hărți, e semnalată și puternica organizație din Făgăraș, condusă de Ion Gavrilă, compusă în cea mai mare parte din elevi și studenți. Într-o primă etapă, sarcina anihilării acestor grupuri a revenit jandarmeriei. La 28 august 1948 este creată Direcția Generală a Securității Poporului în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, iar principala ei misiune a constat în capturarea și distrugerea, cităm, a bandelor contrarevoluționare în armate. Privire de vultur. Exact. Și era un om extraordinar. Știa să-și adune oamenii, un român cum nu se găsește, fost voluntar în amândouă războaiele, gradul de capitan, și atunci, când a văzut ce se petrece în țara românească, a făcut această organizație. Vultanii. La mine. A citat numele ei. Da, Vultanul. Așa știu eu că îi spunea. Și atunci la mine în casă o reorganizat-o, că prima dată a fost la Mărăcine, în câmp undeva, și la mine în casă s-a reorganizat-o, ne-a luat parte Cornea Dorel, Cornea Marcel, Radeș Virgil, și mai mulți alții pe care nu-i poți, nu-i numesc nu acum și din sat. Acum, o secundă, vreau să vă întreb, deci de familia Măzătorului Pridon s-a ales praf și pulbere. Da, exact. Eu confiscat casa, doamna a murit după puțină vreme, iar fata tânără a dispărut în lume. Acest Pridon Ioan a scos cel puțin 25 de generații în care medici, doctori, ingineri, fost șef de întreprinderi în București și acum vin și toți îl pomenesc. Nu vă mai spun, în sat nu exista luni sau mai bine zis sărbători să nu facă întruniri cu lumea. Aveam echipă artistică înșghebată, chiar eu am activat și cu soția, 20 și ceva de ani. Câți deținuți politici au fost în comuna dumneavoastră? Am fost 16 care am executat, dintre care 4 au murit. Nenea Climon Moana, omorât în securitate, Cornea Marcel împușcat, a Pridon în casă, iar Pridon mort în Gilava și Monia Traian. Și el a murit la Târgu Ocna, în spital. Ăștia sunt morții. Iar restul au murit după ce au venit acasă și mai suntem numai 4 supraviețuitori. Atât. Frații Cerbu, Păcuraru și eu, Buta. Pe lista aceea pe care mi-ați dat-o de foști deținuți politici sunt foarte mulți, Buta. Sunt mulți, Buta, că familia asta e mare. V-am spus. Ajutor de
comandant, de șef, a fost Buta Iacov. Mor și el, numai. Spuneți-ne, această organizație Vultane era o organizație de tip legionar? Nu. A fost nici unul singur a fost legionar în această organizație, Păcuraru. Când a fost tânăr, fără să-și dea seama, el o activa la frățiile de cruce. Restul au fost liberali, țărăniști, cum ne zice, al lui Grigore Iunian și așa mai departe, socialiști de-al lui Titel Petrescu. Nu au fost legionar decât unul singur. Această organizație a avut scopul de luptă anticomunistă. Asta era scopul. De ce v-am întrebat? Pentru că în documentele de arhivă figurează organizația Vultanii formată din legionari. Nu e adevărat. Acești, cum să zic, anchetatori ne-au incriminat, că nu știau ce să ne spună altceva. Din greșeala lui Păcuraru m-a băgat și pe mine între legionari. Acum, legionarii nu erau niște legioane, erau și ei români, oameni. Păi sigur, erau oameni foarte, foarte de treabă și oameni cu cap și oameni. L-am cunoscut pe profesorul Pătrașcu, l-am cunoscut pe profesorul Chivulescu, care erau legionari și m-au sfătuit, bă, tu ești de... Și am mijlat raport și o cerut de la primăria din Părău dacă am fost sau n-am. Și m-au scos de acolo și m-au trimis în Delta Dunării. Deci, ați făcut cea mai cumplită închisoare, periprava? Am făcut, doamnă, Sibiu, Jilava, Gherla, Balta Brăili, Aiud, Delta Dunării, de unde m-am fi eliberat. Am lăsat soția de 20 de ani cu un copil mic și m-a așteptat 13 ani. Am avut un vorbitor și i-am spus, mărită-te, Mărie. O zis, și dincolo de mormânt te aștept. Cel din tâi căzut dintre noi se afla în satul Părău, în casa învățătorului Pridon, cel care conducea organizația Vultanii. Și îl lăsase anume acolo să rămână și să facă legătura dintre Vultan și noi. Mai târziu sosise acolo și Gilu Radeș, dar Marcel Cornea a fost cu un an înainte, de când am aflat despre existența grupului lui Pridon. Era student la farmacie. El a fost student la farmacie la Cluj în anul 3. Și prin el mențineam legătura. L-am revăzut aici de câte ori am fost la învățătorul Pridon, de vreo 3 ori înainte, și ne despărțisem de-abia cu 2 zile înainte de a se împlini destinul, să spun așa. Lucrurile s-ar fi petrecut în felul următor. În seara respectivă, familia Pridon, deci învățătorul, soția și fata, erau duși la un priveg, murise cineva în sat, și învățătorul, ca orice învățător de felul lui, un învățător total care era numai al copiilor și al oamenilor de sat, și a viilor și a morților, se simțea dator să fie acolo. Acasă rămăseseră în casă, într-o cămăruță în spate, Marcel Cornea și cu Virgil Radeș, cu Gilu Radeș. Ce ascunși la el? Cei care stăteau la el. Nu prea ascunși, pentru că învățătorul Pridon era de părere că sub nicio formă un oaspede de-al lui nu poate să doarmă în alte condiții în care doarme el însuși. Și nu admitea ca Marcel Cornea să doarmă cine știe pe unde, ascuns în șură sau în fân, ascuns în vreo gaură, undeva prin jur. Cel ce a condus pe grupa de securitate, pe semne că știa bine locurile, știa casa, și mergând a urmez pe semne în târziu, aproape de miezul nopții, ei dormeau. Dar
De aici bănuim că totuși nu știa totul, bănuia că e un singur om în acea cameră, deci că ar fi numai Marcel Cornea. Asta după felul cum au procedat. Planul era făcut ca să se deschidă ușa încet și să se arunce asupra patului pentru a-l prinde viu pe Marcel. Ori aruncându-se, s-au aruncat din greșeală pe asupra celui de margine, care a fost Virgil Radeș, care s-a zbătut, s-a luptat cu ei și în acea luptă și-a rupt mâna. Marcel a pus mâna pe pistol, s-a apărat, s-au retras la ceilalți, s-au intervenit din nou, rănindu-l, și în urma acestei lupte Marcel a terminat încărcătorul și, nemaivând alt, deși rănit mortal, am mai avut totuși putere să pună mâna pe un bocanc. Aveam niște bocanci grei pe care îi observasem cu câtva timp înainte și aceasta a fost ultima armă a lui. În momentul când a căzut, a fost luat de securitate și aruncat amândoi într-un camion. Era o vreme urâtă, atunci cu ploaie și lapoviță în aceea noapte, și pe drum până la Făgăraș a murit. Ceva mai mult a fost lovit chiar și în situația respectivă. S-a întâmplat acest lucru cam în toate cazurile, ca ofițerii aceia de securitate, poate contrar ordinilor celor care le primeau, loveau în cei pe care în muribunzi ca să moară mai repede, probabil ca să nu mai aibă cine știe cum vreo complicație în viitor ca cel care e prins să trăiască. Tatălui a fost chemat la securitate să-și vadă fiul mort? Tatălui a fost chemat de multe ori până atunci și bătut. De data asta însuși s-a mirat că nu-l iau în felul cum l-a luat. Ei pregăteau ceva mai deosebit pentru a-l înfrânge pe acest om și a fost pus în fața cadavrului fiului său. Un adevărat catin al Făgărașului se produce în această noapte de noiembrie. Un catin care rămâne constant în memorie, în lacrimi, în dureri nemărturisite. Ce s-a ales de familia învățătorului Pridon? El va avea aceeași soartă ca partizanii, executat. Soția lui moare după câțiva ani, casa este părăsită. Fiica lor de 14 ani va fi batjocorită de securiști. În timp ce în satul Mândra, Mogo și Mazilu se băteau cu securitatea, Victor Metea și Toma Pirău își caută adăpost în comuna Ileni. Toma se trage la casa vărului său, Dumitru Cornea, și se adăpostește în șură. A venit o companie condusă de capitanul Licht și a înconjurat satul, grădinile și șura. Auzi de multă că trăgea tare și pușca greca pe front, așa mergea de treceași. După tot tras până l-au omorât. Și pe cel mort, cum l-au scos din casă, vă amintiți? Ați avut voie să priviți? Nu. Dar ce v-a spus? Vă spunea vecin care vă spunea acolo, a fost că l-au scos, era dezbrăcat mancămașă și mine l-au scos și l-au trântit într-o remorcă. Cum a murit fratele dumneavoastră? Într-o șură, în sector de marginea satului. Ați știut familia că a murit? Păi am fost duși toți acolo, și eu, și tata, și mama. Și l-am pus noi în mașina securității și l-a dus. Era mort? Da, s-a pușcat prin gură, a băgat pistolul și chiar îi zbulise mai în afară și a ieșit prin spate. Cum era în cămașă? Cum era îmbrăcat? Nu, vreo laibă, ceva așa. Eu bătut, eu făcut bine, așa, ca o pietele.
I-a bătut înainte, după ce au fost morți sau cum? Da, după. Patul puști așa, ținia de teamă și trăznia peste oase, peste coase. Prin care s-a dus această luptă împotriva grupurilor de rezistență, ele au fost foarte diverse și, într-adevăr, dincolo de represiunea aceasta brutală, au fost și mijloace, să le spunem așa, mai subtile, mai de finețe. În special după 1953-1954, când cadre de securitate, notorii prin lipsa lor de profesionalism, cel puțin în prima parte, reușiră să se, cât de cât să se rodeze cu acest gen de acțiuni. Principala armă a securității, așa cum nu oboseau să o repete liderii securității, conducătorii securității din acea vreme, a fost rețeaua informativă. Adică informatorii care erau recrutați din cele mai diverse medii, din cele mai diverse locuri și care furnizau informații despre componența grupurilor, despre elementele care îi susțineau în satele de la poalele munților, despre eventuale deplasări ale acestor grupuri pe un munte sau pe altul, traseele pe care le urmează, stânele la care găsesc adăpost și așa mai departe. Cel mai adesea erau recrutați prin metode de forță, prin metode brutale. Deci dosarele securității consemnează nenumate cazuri în care efectiv erau arestați, luați de acasă, fie pe față fățiși, fie pe ascuns, aduși la un sediu de securității sau într-un sediu de partid, torturați până când acceptau să semneze un angajament că vor furniza informații și după aceea lăsați liberi și chemați periodic la întâlniri. De obicei, acest gen de informator nu dădea, în mod evident, nu dădea roade, nu dădea note serioase și nu de puține ori, după ce au fost recrutați, cu ghilimele, la modul acesta, informatorii au preferat să retragă și ei în munți, alăturându-se... Noi nu știm cei duși de-au murit sau sunt vii, spune imnul partizanilor. Părintele Gedeon Socol a închis ochii fără să știe ce s-a întâmplat cu fiul lui cel mai mic dintre cei 7 câți avea. Abia când au ieșit în anul 1964 cei din închisori, s-a aflat de executarea lotului lui Silviu Socol în cetatea Brașovului. Dar niciodată familia n-a avut o confirmare scrisă și nimeni n-a știut până astăzi că luptătorii au fost executați în anul 1952. Cei 6 frați au rămas doar în amintirea lui Aurel Socol și durerea de a nu putea îmbătrâni împreună. Căutăm o fotografie a lui Silviu, dar toate au fost ridicate de securitate. Thank you.
gata, scapi. Că i-a luat pistolul capitanului, l-a smuls de mâini, s-a luptat cu el și unul pe la spate i-a dat cu patru puști în cap. Atunci l-a dobărât. Cel tot frâng e de la gazda unei era, Silviu, și l-a înfășurat în frânghie, l-a legat. Și așa l-a dus la Făgăraș. Ați mai știut ceva despre el, din închisoare, din anchete? Pare să că în anchete l-au bătut, l-au chinuit în continuare. L-au chinuit, fără discuție. Înainte de a pleca de acasă, și-a umplut un sac de ovăz și l-a legat cu o frânghie de grindă sus și toată ziua s-a antrenat la bucț. Bătea sacul cu pumnii, cădea o fâșii în jos, țapăn, deși era mic de statură, dar era grozav de tare. În securitatea din Făgăraș, arestații sunt supuși unor torturi groaznice. În rapoartele și în declarațiile martorilor sunt amintite nume cunoscute deja în Galeria Călăilor. Capitanul Ion Cârnu, major Gheorghe Mezei, colonel Ambruș Coloman, major Matușa Andreescu, colonel Patriciu Mihail, coloneii Birta și Iacob, colonelul Crăciun. În cazul celor răniți, barbaria întrecea orice imaginație. Atât Silviu Socol, cât și Dumitru Moldovan sau Ioan Ilioiu au fost bătuți peste răni și chinuiți în anchete imediat ce au ieșit din operații. Copiii satelor au fost legați de cruci, torturați și aduși în carcerele Făgărașului. Maicele luptătorilor lovite cu parul peste oase în văzul copiilor. S-a ajuns, cu a ajuns securitatea și aici. Spre dimineața au intrat, l-au găsit în casă, el a ieșit afară, s-a luptat prin curte încă o bună bucată cu ei și atunci când au slăbit, când i-au slăbit puterele, a fost lovit în cap cu patul puști, rănit, zdrobit, lovit cu cizmele și în felul ăsta a căzut în mâinile lor. Aveau însă pe singurul dintre noi care a fost efectiv la munte și care știa, bineînțeles, o mulțime din secretele noastre care le-ar fi fost, care le-au fost de folos și deci asupra lui s-au Întețit toate presiunile, sub toate formele și mai ales ca să afle cât mai repede anumite lucruri, după care să putem fi și noi prinși. Nu a aflat pentru că ne-a folosit și după aceea de multe din lucrurile pe care le știa, pe care le știa Silviu Socol și pe care, dacă le-aș fi știut securitatea, ar fi fost greu pentru noi să ieșim. Ar fi fost mult mai grabnic.
54 de persoane au fost arestate în noiembrie-decembrie 1950 din aceste patru comune. Așa cum ne spun mărturiile, au fost chingiuiți cu predilecție părinții, chemați la securitate și obligați să dea relații despre fiii lor. Sora lui Ioan Chiujdea a făcut 3 ani de închisoare pentru fratele ei. Securitatea din Făgăraș inventase o metodă originală de chinuire a părinților. Victima, femeie sau bărbat, era scoasă în afara satului, atârnată de creanga unui copac și bătută cu sălbăticie. Sora lui Nelu Novac își amintește cum venea Duba în sat și cum capitanul Cârnu, torționarul lui Elisabeta Rizea, o bătea pe maica și pe ea, o fetiță de 12 ani. Săptămâni întregi, securiștii dormeau în casă cu bătrâna, cu armele sub cap. Odată a pălit-o pe coloană pe maica că nu a mai putut merge. De aici i s-a tras moartea. Sentința numărul 687 din anul 1951, prin care Ion Gavrilă este condamnat la moarte și îi se confiscă averea, a fost afișată pe ușa casei părintești. Cum să uite așa mă fac? Numai că m-a bătut. L-a bătut? Ba nu. S-a uitat la mine că-s frumos. Câți ani aveți? 39. A fost bine? Aveți copii? Păi cum? Rămân nicio. Bărbatul și familie. Păi zic, eu ce aveți cu el? Zice, nu era foame, zice, suntem colegi, că el să ne dea ceva. Era mai bine, zice, dacă era acasă, să ne dea o pâine. Da. Așa, zice. Eu zic, poftiți înăuntru, că vă dau eu de mâncare și eu zic, mă, să-l caut. Nu, zice, nu-i nevoie, zice, să ne cauți. Călcăsim noi. Ei au ieșit, s-o suit în jep. Eu iau bicicleta și... Duba. Așa e, zicea, jep, atunci. Eu iau bicicleta și iau pe scurtătură. Și eu fac la cooperativă dincolo. S-o băga sub pod, când a trecut mașina. Și i-am spus, fugiți că zic, uite, o vin cineva și vă caută. Ei știa că erau așteptați. Și cu pasul ăla a fost pun plecat. Într-o notă adresată Direcției Generale a Securității Statului, Direcția A8-a, locotenent colonelul de securitate, Mihail Patriciu, rezumă procesul desfășurat în ziua de 12 iulie 1951 la Tribunalul Militar din orașul Stalin. Au fost trimise în justiție lotul numărul 1, compus din 17 elemente, în frunte cu Victor Silviu Socol, din cadrul bandei de fugari din Făgăraș, și lotul de 3 persoane, în frunte cu Bărcuțeanu Ion. Procesul a început la orele 10 dimineața, inculpații fiind prezenți în afară de Ion Gavrilă, Ion Chiujdea, Gheorghe Hașiu, Laurean Hașiu, Remus Sofonea, Șovăială Gheorghe, Metea Victor, Novac Ion, Novac Gheorghe și Ilioiu Ioan, care au fost judecați în lipsă. În sala dezbaterilor au asistat circa 45 de persoane aduse din comunele unde aceste elemente au desfășurat activitatea lor contrarevoluționară, precum și de la uzinele Sovrom Kim Ucea și Nitramonia Făgăraș.
alte persoane au fost desemnate de Comitetul Regional de Partid. Alte persoane, ca rude sau cunoscuți ai Incul Patrior, n-au asistat. Actul de acuzare a fost redactat într-o formă slabă și nu suficient de combativă. Menționăm că acest act a fost întocmit de foști magistrați de la parchetul Tribunalului Militar Orașul Stalin, care de curând au fost scoși din funcțiile lor și înlocuiți cu alți tovarăși. În rândul asistenței s-a manifestat o ură și o revoltă împotriva inculpaților. Dezbaterile au durat 2 zile. Procurorul a cerut în rechizitoriul său pedeapsa cu moartea pentru Gavrilă Ion, Socol Silviu Victor și Stanciu Nicolae. Semnează colonel Mihail Patriciu. În 22 mai 1952, orele 3 dimineața, în orașul Stalin, este executată sentința. Duminică Ion, de 25 de ani, Socol Silviu Victor, de 23 de ani și Stanciu Nicolae, de 25 de ani. Și acum, dați-mi voie să vă spun o mică poveste. În noaptea de 23 spre 24 decembrie 89, dintr-un tren venit din Ardeal, cobora un bătrân necunoscut. A doua zi, acest bătrân necunoscut se afla în mulțimea care se bulucea la porțile televiziunii. A încercat să intre în televiziune pentru a spune și el ceva în studioul 4. N-a fost lăsat. A trimis atunci o scrisoare printr-un ofițer. Și la câtva timp după asta s-a întâlnit la porțile televiziunii cu crainicul George Marinescu, cel care, cu câteva zile înainte, 2 zile înainte, ceruse faimoasele scuze că televiziunea a mințit. Și i-a spus acest bătrân necunoscut, crainicului George Marinescu, cine este. Eu sunt, a zis el, Ion Gavrilă Ogoranu, care a condus timp de 17 ani un grup de rezistență armată în Munții Făgărași. Iar crainicul George Marinescu l-a întrebat, contra cui ați luptat acolo în munți? Și i-a recomandat să-i trimită o biografie, o mică biografie. Pe o foaie de caiet, Ion Gavrilă Ogoranu și-a făcut o mică biografie după aceea, pe care printr-un sergent a trimis-o în interiorul televiziunii. Firește, n-a primit niciun răspuns. Alții trebuiau să se perinde atunci prin studioul 4 al televiziunii cu banderole tricolore pe mâini. Imaginați-vă, vă rog, dacă e posibil să spună cineva, cuiva, în Ungaria, împotriva cui ați luptat, domnilor, în Revoluția Maghiară? Imaginați-vă, vă rog, dacă ar fi posibil să fie huliți, terfeliți, luptătorii din Machi, în Franța, și să fie întrebați contra cui ați luptat dumneavoastră în Machi. Imaginați-vă, vă rog, dacă e posibil ca în Cehoslovacia să fie marginalizați, defăimați cei care au făcut primăvara de la Praga. Absolut toți pretutindeni sunt mândri de faptul că anumiți compatrioți al lor s-au ridicat împotriva regimurilor de ocupație. Numai noi parcă suntem blestemați. Numai noi îi lăsăm pe străini să creadă că am fost un popor de lași, că nu ne-am ridicat împotriva colonizării sovietice mulți ani, și că am răbdat. Numai noi le permitem străinilor să vorbească despre pasivitatea românească și chiar ne grăbim noi înșine să glosăm la nesfârșit despre
această pasivitate și despre răbdarea noastră mioritică, uitând că niște compatrioți ai noștri au contrazis, de fapt, filozofia resemnării din Miorița, timp de 17 ani, repet, timp de 17 ani.